Dragă colega, îți mulțumesc tare mult că mi-ai onorat invitația să facem un Zoom împreună. Pentru privitorii noștri ulterior, eu sunt Adrian Cătinean, cunoscut cu numele de cod Doctorul de Mațe, având ca și pasiune principală microbiota intestinală, sănătatea intestinului, sigur și gastroenterologia. Și astăzi l-am invitat pe prietenul și colegul meu de la Iași, Gheorghiță Bălan, medic gastroenterolog de renume, nu știu, președinte, ești în continuare președinte la Societatea Da, președintele Tinerilor Societății Tinerilor Gastroenterologi, Gastroenterologi. așa. Deci asta te recomandă și te face un om de mare viitor în gastroenterologie. Dacă vrei, mai poți să adaugi tu, dacă prezentarea mea n-a fost completă, tot pentru privitorii noștri, tu ești foarte pasionat de ceea ce înseamnă terapeutică endoscopică, faci multe ERCP-uri, intervenții, stentări și așa mai departe. Eu nu mai fac atât de multe câte făceam. Da, ne-ai inspirat pe mulți dintre noi să Microbiota ne facem. cumpără tot timpul. Trebuie să le spunem tuturor celor care să ne urmărească faptul că ai reprezentat un model pentru mine până acum și mare parte din tot ceea ce am reușit să fac până acum ți se datorează. Tu m-ai încurajat totdeauna să merg mai departe în direcția asta și cred că în felul ăsta am reușit împreună să clădim ceva și o facem în continuare, ceea ce e foarte important. Bun găsit tuturor, mulțumesc tare mult de invitația. Mulțumesc și eu, Gheo, că mă ajut în demersul ăsta de popularizare a cunoștințelor despre tot ce înseamnă microbiota intestinală, sănătatea intestinală. Și aș începe cu o întrebare, pentru că astăzi eu o să fiu gazda, tu ești invitatul și o să te întreb care crezi că este impactul cunoștințelor actuale despre microbiom în practica medicală de actualitate, practica medicală gastroenterologică din România. Cred că îți pot răspunde destul de sincer și totodată obiectiv, având în vedere faptul că mă bucur să fi terminat studiile medicale de încă puțin timp și mi-aduc încă bine aminte cum arătau lucrurile atât ca student, cât și ca rezident și ulterior cum au evoluat lucrurile ca specialist și mai ales în orice caz ca membru implicat în activități academice și de cercetare. Ca student, aproape nimeni nu povestea despre microbiota intestinală decât poate în domeniul științelor fundamentale. Știam despre ea, știam că există acolo ceva, știam că e ceva care e foarte greu palpabil, dar când ajungeam în sfera disciplinelor clinice, nimeni nu mai povestea nimic aproape despre aceste aspecte. Se mai vorbea puțin poate despre colita cu Clostridium difficile și era amintită microbiota ca și parte din fiziopatologie, dar însă întreagăt, fără a se aborda partea fundamentală și rolul microbiotei intestinale în tot ceea ce înseamnă patologie funcțională, patologie de seră neorgastroenterologică, simptomatologie chiar și mai avansată din, știu eu, sindromul de intestin permeabil, din suprapopulare bacteriană, tot felul de patologii cu care ulterior m-am întâlnit ca rezident. Și ca rezident am început să devin curios și știi foarte bine că am purtat discuții lungi în sensul ăsta. Tu ai fost printre puținii care mi-au deschis ochii un pic mai larg cu privire la ce înseamnă microbiota intestinală și care ar trebui să fie impactul studiilor actuale care la acel moment încă începeau să fie destul de vizibile, dar totuși n-aveau vizibilitatea pe care au avut-o poate că în ultimii ani. Când, ca membru implicat în activități de cercetare, de activități academice, am început din ce în ce mai mult să mă lovesc de publicații. Publicații poate că prea multe uneori și prea discrepante ca și obiect de studiu, dar toate converg spre ideea atribuirii unui rol din ce în ce mai mare a microbiotei în ceea ce privește nu doar fiziologia intestinală, ci și în foarte multe aspecte care țin de fiziopatologia multor boli
afecțiuni, tulburări pe care uneori nu știam cum să le abordăm, nu știam cum să le individualizăm din punct de vedere terapeutic, nu știam cum să explicăm pacienților anumite lucruri pe care le simțeau și în felul ăsta găsim în microbiota intestinală o serie de răspunsuri și o serie de direcții pe care le putem aplica din prisma activităților de terapie, din planul lui de management. Așa încât încep să am o abordare din ce în ce mai clară a acestui subiect și cred eu că atât publicațiile din domeniu, cât și activitatea de cercetare care se desfășoară zi de zi, este și va reprezenta un instrument foarte folositor pentru noi. Da, sigur, în teorie lucrurile sună foarte bine, știi? Eu mi-am dorit o discuție cu tine așa la ground level, știi? Și în care să spunem, hai să zicem, să tragem un mic semnal de alarmă că tot ceea ce, sigur, se cercetează, se scrie, colegii noștri care sunt implicați în astfel de cercetări au unele observații cu care rămân din aceste studii, că a face studii numai de dragul studiului îi... nu e foarte constructiv, clar, și atunci am văzut asta și la partenerii mei din Statele Unite, se merge spre o aplicabilitate a ceea ce găsești. Chiar Kiran Krishna spunea într-un interviu că foarte puține din datele care se publică se și popularizează în medicina de zi cu zi și aduc beneficii pacienților. Sigur că, așa cum spuneai și tu, conștientizarea rolului important, foarte important al microbiotei în patologia funcțională și în mecanismele fiziopatologice de dezvoltare a bolilor este foarte importantă, trebuie să fie conștientizată, da? Și cunoscută. Da? Problema mea este, tot din practică vin lucrurile astea, este că parcă mulți colegi nu știu lucrurile astea, sunt tot în paradigma, nu e nimic de condamnat aici, doar că cu toții sigur suntem ocupați și poate că n-avem timp să ne punem la punct cu lucruri care au început să se publice doar în ultimii 10 ani. Și ai dreptate, da, sunt foarte multe publicații, dar, cum să zic, multe sunt redundante, adică, uite, eu chiar acum fac o documentare despre ce rol are microbiota și permeabilitatea intestinală în degranularea mastocitară. Și aici, mă rog, sunt foarte multe lucruri. Sigur că lumea știe numai ce îi deasupra, adică histamina, da? Știe despre histamine, știe despre reacțiile alergice, dar nu știe despre toate celelalte chestii care, cum să zic, dacă le vezi, le cunoști în adâncime, îți schimbă percepția despre o grămadă de boli și despre felul în care să tratezi pacientul. Și a venit care ne... pe tine, în care vreau să știu care crezi că este diferența de terapeutică, din punct de vedere a tratamentului, utilizând, nu știu, paradigma clasică față de paradigma asta de microbiotă și ce ai observat tu, ce experiență, ce rezultate ai? Cred că, exact cum foarte bine ai nuanțat, cei care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă faptul că tratamentele ce obțin în patologia funcțională până acum se adresau anumitor simptome, știam o parte din fenomene, însă nu știam faptul că în lăuntru și în dedesubt acestor fenomene există și o serie întreagă de procese mediate de microbiota intestinală și care practic ar oferi calea către tratamentul substratului simptomelor pe care pacientul le simte. Și lucrul ăsta cred că a fost cel mai bine observat de către practicieni la momentul la care existau foarte mulți pacienți care dezvoltau o oarecare toleranță la terapia simptomatică. Probabil că terapia simptomatică, terapia clasică pe care o abordam în patologia funcțională, la o altă, desigur, cu principiile de regim igienodietetic, sigur, importante, nu completau această imagine holistică în care probabil că trebuia să intervenim și undeva de desubt, undeva la punctul de plecare a proceselor fiziopatologice și anume în sfera microbiotei. Pentru mine,
terapia și în orice caz planul de evaluare și de management a pacienților bazat pe conștientizare ideii de microbiotă intestinală ca factor important în apariția acestor tulburări a schimbat complet practica, pentru că am reușit să rezolv probleme serioase ale unor pacienți care până la acel moment nu spun că au mers și prin alte părți. În general, pacienții trebuie să solicite și o a doua opinie, și o a treia opinie. Toate aceste opinii sunt binevenite. Dar erau pacienți care rămâneau fidele relației cu mine și veneau și îmi spuneau: domnul doctor, asta nu merge bine, domnul doctor, asta nu merge bine, țin regim, am mâncat cum mi-ați spus, am avut grijă la regimul de activitate de zi cu zi, fac exercițiu fizic, fac tot ceea ce mi-a spus, însă lucrurile nu reușesc să evolueze într-un sens bun. Și încercând și văzând că toată cavalcada de regimuri simptomatice clasice nu funcționează, sigur că ești tentat să înțelegi și să încerci să-ți lateralizezi viziunea către acest domeniu, care poate că e mai greu palpabil, adevărat. Există foarte multe studii publicate, studii care adesea pot fi și discordante, pot fi foarte greu de digerat chiar și pentru practicieni, pentru că au foarte multe informații din spectrul imunologiei, microbiologiei, patogeniei. Uneori noi nu stăpânim așa de bine toate aceste noțiuni, dar înțelegând cum poți acționa manipulând practic microbiota intestinală, înțelegi și trebuie să le spui asta și pacienților tăi, înțelegi că ai practic o unealtă în plus în tratamentul problemei acestora și practic ai un mod de a interveni în veriga fiziopatologică, în veriga de cauzalitate a simptomelor lor, care până acum nu erau abordabile. Deci eu zic că această terapie bazată pe microbiotă ne oferă exact ceea ce ne lipsea, și anume un tratament patogenic, un tratament care să aibă în vedere cauza simptomelor pacienților și nu doar tratamentul simptomelor pacienților. În felul ăsta reușim să obținem un control, zic eu, mai de durată, mai stabil și mai calitativ, desigur, al tuturor simptomelor pentru care pacienții vin la noi. Și sigur că nu e unica resursă. Vom avea totdeauna în vedere și tratamentul simptomatic clasic, vom avea totdeauna în vedere și principiile de regim, igienă, dietetic și de viață, însă avem, repet, un instrument foarte important care vine exact acolo unde nu avem nimic până acum, anume în lanțul cauzal. Da, hai să fim și mai aplicați și să te întreb sau, mă rog, să-ți prezint o problema. De exemplu, tabloului clinic care include, știu eu, balonare, disconfort abdominal, tulburare de tranzit, toate eructații, fenomene de reflux, greață. Da, să ne oprim aici, să nu spunem despre flatulență, că aia ține mai mult de partea de colon sau de tub digestiv inferior, dar foarte mulți dintre colegii noștri, când au în față un tablou dispeptic, da, îl pun pe seama stomacului. Și aici e o întreagă discuție în a-ți da seama că, de fapt, nu o gastrită sau o roșață a mucoasei gastrice, care, mă rog, e categorisită și de prietenii noștri morfopatologii cu prea multă larghețe în a fi o gastrită cronică, și atunci automat pacientul face relația și spune: nu, eu am probleme cu stomacul, eu trebuie să iau medicamente de ulcer în continuare, trebuie să caut helicobacter, să-l eradichez de nu știu câte ori, când colo toate aceste simptome pot să fie cauzate de un SIBO, o suprapopulare bacteriană a intestinului subțire, pe care, mă rog, chiar dacă era enunțată de mai demult, dar baze așa de fiziopatologie nu sunt decât de când se cunoaște mai mult despre floră. Se poate secvențializa să vezi ce floră ai în duoden, nu numai în intestinul gros, și, mă rog, sunt studii, sigur, și pe testele astea de gaze exhalate cu digestia zaharurilor și producție de hidrogen, hidrogen sulfurat și metan. Da? Încă o dată, e destul de greu, ce părere ai? E destul de greu să explici unui om care e în paradigma gastritei, bolii de reflux, herniei hiatale. Deci, atenție, hernia hiatală, există un grup care sunt absolut, totul este pe bază de hernie hiatală, de la, știu eu, tuse, nod în gât, ORL, balonare, totul explicat de hernia hiatală și nu, de fapt, de SIBO, care
Îți spun sincer, mie mi se pare ubicuitar, peste tot prezent și chiar într-o proporție mai mare decât în literatură. Spune și tu câteva gânduri despre astea. Simt ceea ce îmi spui și mă regăsesc în toate aceste explicații, pentru că eu cumva am descoperit astea pe propria piele și îți voi spune și de unde, și sunt cu siguranță mulți dintre cei care ne vor urmări își vor da seama că s-ar putea să regăsească în situația asta. Cum bine spuneai, li se spunea pacienților și poate că și noi credeam la un moment dat că toate aceste simptome sunt cauzate în principal din cauza acidului, sunt relaționate gastritei, deci unei probleme a stomacului, și pacienții veneau pentru că, după cum din nou ai spus și tu foarte frumos, se testau de infecție cu Helicobacter pylori și vedeau că au infecție cu Helicobacter pylori și își tratau infecția cu Helicobacter pylori și după ce își tratau infecția cu Helicobacter pylori, vedeau că e mai rău. Nu Da, cred că sau trece... unii chiar mai bine, dar pe termen scurt și cu recidivă, care îi sau, clar sau caracteristică unii, de sau unii... SIBO. Unii vedeau că anumite simptome se accentuează după tratamentul infecției cu Helicobacter pylori, alți pacienți vedeau că pe perioada tratamentului cu Helicobacter pylori le era foarte bine și după aceea mai urma o perioadă în care era binișor și după aceea reveneau problemele de unde au plecat. Asta, în mod clar, trebuia să ne ducă cu gândul la faptul că există anumiți pacienți în cazul cărora acele tratamente antibiotice cauzau ceva. Ce puteau să cauzeze acele tratamente antibiotice? Desigur, o modulare a microbiotei intestinale. Și dacă modulau într-un fel antibioticele în microbiota intestinală și asta influența simptomatologia pacienților, e bine, era lesne de înțeles și avem și noi un mod foarte ușor de a-i face să înțeleagă faptul că modul în care putem manipula microbiota intestinală se pare că are legătură cu simptomele lor. Și într-adevăr, microbiota intestinală juca un rol foarte important și în cazul acestor pacienți cu simptomatologie dispeptică, adică simptomatologie tributară tubului digestiv superior, stomacului și esofagului. Eu am o abordare, după cum spuneai, îmi place să mă consider un endoscopist și diagnostician și terapeutic și am o abordare un pic mai pragmatică în sensul ăsta. În general, tuturor pacienților dispeptici, că e vorba despre pacienți cu semne de alarmă sau că e vorba chiar despre pacienți fără semne de alarmă, în general, de-a lungul evoluției lor, mai devreme sau mai târziu le propun să le fac o gastroscopie. Eu le fac o gastroscopie, le documentez foarte bine toate reperele anatomice și le explic foarte clar că un centimetru, 2-3 de hernie hiatală în plus nu o să însemne prea multe lucruri. Le stadializez gastrita cronică, le iau biopsii și țintite și randomizate din stomac și le explic faptul că gastrita cronică este una foarte ușoară, probabil că toți avem un grad de inflamație și un grad de prezență de celule inflamatorii în mucoasa gastrică. Le explic dacă e o gastrită cronică cu factor de risc sau nu și încerc cumva să-i liniștești, să le spun că gastrita cronică este cumva urmărită. Și într-adevăr, eu încerc să mă țin de planul urmăririi pacienților cu gastrită cronică, funcție de prezența factorilor de risc, atrofie glandulară, metaplazie, displazie, le tratez polipii gastrici, încerc să rezolv toate problemele organice prin care s-ar putea explica simptomul și după aceea, când rămânem cu simptomul pur determinat, probabil de altceva și nu de stomac, abia atunci încerc să le propun și o altă variantă și încerc să le fac să înțeleagă faptul că nu totul stă în stomac și în esofag. Că există un mod în care tot tubul digestiv ar trebui să funcționeze într-un regim interdependent și deși simptomele sunt de tip digestiv superior, ar trebui să căutăm un pic în altă parte. Și la un moment dat pacienții ajung să înțeleagă, mai devreme sau mai târziu, cum îți spuneam, dar de obicei înțeleg, asigurați fiind de faptul că au fost foarte bine evaluați din punct de vedere endoscopic, știm foarte clar ce e acolo, nu avem nicio enigmă, avem totul sub control, o endoscopie la o adică o putem repeta oricând, nu avem cum să facem rău unui pacient cu o endoscopie în plus, dar îi putem face foarte mult bine manipulându-i cumva microbiota. Și având în vedere că avem resurse de manipulare a microbiotei, cred eu că am putea să le folosim într-un sens foarte oportun pentru pacienții noștri. Sigur, acum știi de evaluarea, acum explici factorii de risc, vezi ce e acolo și așa mai departe, numai că, din păcate, ansietatea, adică tulburarea axei creier-intestin, cine are disbioză poate aibă și multă ansietate, asta încercam să spun, îi duce de la un doctor la altul,
Da? Și de multe ori se repetă endoscopiile unele după altele. Îi greu să-i spunui unui pacient care vine și îți cere o endoscopie, deși mai are încă 4 făcute în ultimii 2 ani, că este, mă rog, este prea mult și dacă oricine s-ar fi uitat, dacă era ceva acolo important, era văzut, era caracterizat și de multe ori nu acolo este problema. Acum, eu mă gândesc și la colegii noștri, la practică, la gastroenterologie, știi, dacă acum 10 ani vorbeam toată ziua numai despre inhibitor de pompă de proton, mă rog, cei care nu-s medici, Nexium, Controlog, Comez, Zomeran, lucrurile astea, medicamentele de tipul ăsta și le consideram inofensive, după ce au ieșit datele legate de microbiotă, s-a văzut că produc schimbări mari. Și, mă rog, îmi amintesc de un studiu care l-am văzut comunicat la Viena în 2018, sau la Barcelona, nu mai știu, cineva de la Karolinska, care au un departament foarte serios de studiu de microbiotă, spunea că odată ce eradichezi helicobacterul din stomac și mai continui cu inhibitor de pompă de proton, să ne înțelegem, fără să ai motive, fără să, deci numai pentru simptome, da? Nu pentru că ai ulcer sau ulcerații sau sângerare sau așa mai departe, poți să crești riscul de cancer gastric de 20 de ori, pentru că acolo se schimbă bacteriile, nu mai există Helicobacter pylori dominant, ci sunt 6 familii mari care intră și colonizează stomacul și se schimbă puțin reactivitatea imună la nivelul mucoasei și sigur se poate degenera către o displazie sau lucruri de genul ăsta. Vreau să te întreb în continuare ce impact sau cum preiau pacienții tăi informațiile legate de microbiota, adică ești credibil în fața lor? Te cred sigur că cei care sunt deschiși și au totală încredere în tine vor să încerce și altă strategie în afara celea care s-a dovedit ineficientă, asta este clar, da? Cum se uită la tine, adică sau cum le explici, sigur, fără să-ți cheltui o zi întreagă? Credibilitatea, după cum îți spuneam, cred că vine din soliditatea modului în care evaluez. Și pentru confortul lor, atât emoțional cât și fizic, dar și pentru securitatea și siguranța diagnosticului pe care încerc să-l pun, să știi că eu abordez un principiu de evaluare destul de exhaustiv. Poate uneori prea mult, poate uneori prea costisitor, dar după cum îți spuneam, încerc să evaluez în primul rând pacientul complet din punct de vedere endoscopic. Și mai ales atunci când un pacient a trecut și pe la alții specialiști înaintea mea, încerc să îi ofer o endoscopie state of the art, așa cum ar trebui, cu toate reperele, cu examinare high definition, cu examinare modul de cromoendoscopie a mucoasei, cu biopsii randomizate din stomac, dacă pacientul asociază tulburări de tranzit, mai ales în sensul diareei, îi fac o colonoscopie, iau biopsii seriate să excludă o colită microscopică. În condițiile în care pacientul prezintă ceva istoric, poate că și de anemie, îi văd foarte bine și duodenul, îi iau biopsii să exclud atrofia vilozitară și după apropo ce am... de duoden, de câte ori morfopatologul tău poate să lămurească care sunt lucrurile cu în afara, să zicem, enteropatiei clasice glutenice, da? Dacă avem o duodenită nespecifică și sigur, din simptomatologie și din felul în care arată mucosa pe high definition, ai o suspiciune, ai o limfangiectazie, știu eu, niște modificări. În ce măsură morfopatologul tău clarifică astfel de lucruri? Într-o proporție mare, mai mică? Având în vedere că am început să avem democratic la dispoziție imunohistochimia, reușim să excludem o boală celiacă destul de ușor în ziua de astăzi. Mai mult decât atât, când vine vorba despre o duodenită nespecifică, din păcate există niște limite și pentru anatomopatologi și tocmai ăsta e poarta deschisă microbiotei, în sensul în care de fiecare dată când probăm niște modificări inflamatorii pe care altfel nu le putem explica, probabil că ăsta este un punct de plecare în discuția cu pacientul apropo de posibile alte cauze
pentru manifestările pe care le-am găsit, după ce, după cum îți spuneam, am exclus toate acele cauze conexe care ar putea sta la baza unei simptomatologii. Deci, în primul rând, încerc să evaluez foarte bine endoscopic și colonoscopic, încerc uneori exhaustiv să biopsiez mucoasa tubului digestiv, așa fel încât să fim siguri că nu avem de-a face cu patologii subiacente care poate că ar fi putut fi trecute cu vederea, și ulterior să știi că, deși nu am la dispoziție unealta ideală, și anume un test de microbiotă intestinală, evaluarea microbiomului intestinal, să știi că am reușit să identific laboratoare cu care lucrez și care pe examenul citobacteriologic de scaun reușesc să-mi spun în ce măsură și în ce grad găsesc reacții inflamatorie, în ce grad găsesc specii de candida, în ce grad găsesc levuri, în ce grad găsesc bacterie disbiotică. Așa că și pe baza acestor elemente, adeseori, îți mărturisesc, chiar alarmant de des în ultimele luni cel puțin, nu cred că trec 2-3 pacienți fără să găsesc măcar un test în care să avem candida, în care să avem levuri, în care să avem floră disbiotică atestată pe examenul citobacteriologic de scaun. Așa fel încât toate acestea îmi servesc drept dovadă destul de pertinentă, zic eu, în inițierea unei discuții cu pacientul apropo de microbiota intestinală, apropo de ce ar însemna aceasta în reologia simptomatologiei. Leg totdeauna povestea microbiotei cu povestea axei creier-intestin și mai nou a axei intestin-creier, pentru că bidirecțională, da. Exact. Așa fel încât reușesc să explic pacientului de ce unele simptome pe care altfel nu și le-ar fi explicat ar putea avea ca și sursă microbiota intestinală, și ulterior, având în vedere că adesea pacienții au încercat măcar unul sau două regimuri terapeutice prealabile, îi propun și o altă variantă. Dar, repet, am toate aceste aturi în spate. Am un pacient corect examinat clinic, corect examinat biologic, adeseori examinat endoscopic bidirecțional, cu protocol de biopsiere a stomacului în cazul dispepsiei, a esofagului în cazul disfagiei sau a impactării alimentare, a colonului în cazul sindromelor diareice, și în felul ăsta ulterior recomand poate că niște teste de scaun. Mă ajută foarte tare zelul celor din laborator care reușesc să-mi dea cât mai multe detalii despre ce găsesc în scaun, și în felul ăsta pot să inițiez o discuție, zic eu, bazată pe dovezi cu pacientul. Da, sunt tot felul de scaune, acum depinde de ce laborator lucrezi și nu o să le pomenim laboratoarele, dar analizele sunt și acestea care sunt specifice permeabilității cu zonulină, cu cantitatea de anticorp IgA secretor de pe suprafața mucoasei, cu, mă rog, altul, antitripsină, elastaza pancreatică fecală și, mă rog, acizi biliase. Le recomand, așa, le recomand treptat, le recomand, da, într-o manieră așa step up. Vreau să te întreb, pentru că ai pomenit de metode de manipulare a florei, știm foarte bine că în afară de antibiotice, mâncarea este principalul factor care manipulează, mă rog, schimbă flora, și avem o variabilitate care poate să fie și de 50%. Sigur că noi scheletul îl menținem și flora e ca și amprenta digitală, e proprie persoane, dar pentru că mâncarea face un lucru foarte bun în ceea ce privește flora, te întreb dacă lucrezi cu un nutriționist sau dacă consideri, cum privești treaba asta, pentru că se școlează nutriționiști atât la Iași cât și la Cluj. E un lucru bun faptul că se formează nutriționiști în preajma noastră, în centrele universitare. Din păcate, nu fac parte din categoria celor care au privilegiul de a lucra cu un nutriționist. Și repet, pentru toți cei care ne ascultă, este un privilegiu să ai un nutriționist lângă tine, mai ales un nutriționist care înțelege paradigma microbiotei, pentru că este într-adevăr o schimbare clară de concept.
Din păcate, cum îți spuneam, atât eu care m-am format ca student și medic rezident într-o paradigmă în care microbiota sigur că exista, dar ocupa un loc secund, din păcate cred eu, e o părere personală, cred eu că și nutriționiștii, cel puțin la momentul actual, se formează în această paradigmă în care microbiota n-ar ocupa un rol așa de important. Și greșeală. Da, greșeală. Principale două gustări. Slăbit și sindrom metabolic și mai puțină microbiotă. În exact. Final, aș vrea să te întreb, pentru că știu că ai experiență și cu probiotice bazate pe lactobacili și bifidobacterii, dar și cu probiotice sporulate din familia Megasporbiotic, H5-8, Tristor Flora. Să-mi spui ce experiență, ce părere ai despre tipurile astea de probiotice diferite, adică probiotice bazate pe bacili și sporulate față de celelalte, din practica ta, din pacienții tăi? Ți-o spun așa cum le spun și pacienților mei, am avut deschidere către probiotice în general, indiferent de tipul acestora, din moment ce mi-am dat seama că mai este nevoie de ceva. Ulterior, folosindu-le, mi-am dat seama că există probiotice care merg, probiotice care merg din când în când sau mai puțin și probiotice care nu merg sub nicio formă. Am înțeles. Există, de cele mai multe ori, îți spun sincer, am fost surprins de faptul că majoritatea pacienților care vin la mine au mai primit indicații pentru probiotic măcar o dată. Deci sunt foarte puțini pacienți pe care îi văd și care n-au luat în viața lor un probiotic. Asta mi-a servit drept o metodă foarte bună de experimentat de probiotice noi. Și tind să cred că am experimentat mare parte dintre ele. Am trecut probabil prin procesul de formare prin care am trecut cu toții. Inițial am crezut că este nevoie de un probiotic și atât. Am indicat probiotice și am văzut că pacienții mergeau diferit. După aceea mi-am dat seama că avem nevoie de probiotice care să conțină o cantitate cât mai mare de bacterii. Așa. Și au cât probiotice... mai multe miliarde, cât mai multe specii. Exact, cât mai multe miliarde, cât mai multe specii. Ne-am dat seama sigur că diversitatea e importantă, trebuie să le dăm cât mai multe, pentru că cu toții ne gândeam că nu poți să schimbi apa dintr-un lac cu cana. Da. Bun, și după aceea ne-am dat seama tocmai din cauza asta că orice ar fi, e foarte greu să modulezi cele aproape 2 kg de bacterii în stare pură din intestin. Da, cele câteva zeci de trilioane de bacterii. Exact, cu câteva pastile care conțin cel mult miliarde. Ei bine, după aceea ne-am dat seama și am văzut că există instrumente prin care putem să modulăm cu puțin foarte mult. Adică, sigur, aici nu numai probiotice, sunt și alte nutraceutice, bineînțeles, da? Eu nu te întrebam de... Discutam de probiotice, am înțeles. Parte din proverigă. Deci am realizat faptul că există, avem resursa prin care putem să modulăm cumva microbiota intestinală folosind anumite specii de bacterii în anumite forme și în felul ăsta pacienții să dezvolte răspunsuri rapide, sigur, foarte benefice și durabile. Această experiență, să știi că am avut-o cu probioticele sporulate inițial, care, îți spun sincer, mi-au schimbat complet modul în care m-am referit pacienților, mai ales în orice caz cu o constipație cronică, cu meteorism abdominal, cu disconfort recurent, dar și cu boală de reflux gastroesofagian. Am fost foarte surprins când am văzut că existau pacienți care veneau cu constipație și reflux. Le dădeam probiotice sporulate pentru constipație, încercam să le tratez cumva și refluxul și nu dezvoltau un răspuns așa de important la tratamentul simptomatic al refluxului, însă mențineau un răspuns foarte bun odată ce inițiau tratamentul cu probiotice sporulate. Deci prima experiență am avut-o cu probiotice sporulate, cu Megasporbiotics, care, îți spun sincer, mi-a schimbat practica, îl recomand și nu mă ferez niciodată să spun lucrul ăsta, îl recomand zilnic, am experiență foarte mare cu el, foarte mulți dintre pacienții mei îl folosesc și îți spun sincer că am fost foarte bucuros când
au început pacienți să vină să mulțumească pentru faptul că l-am prescris și să-mi spună, domn doctor, ce ne facem, oare nu putem să-l găsim undeva mai repede? Uneori, când era un stoc mai puțin disponibil, nu reușeau să facă rost de el în timp util, spunea, domn doctor, ce fac, pot să rămân 2 săptămâni fără Megaspor Biotics? Puteți să rămâneți 2 săptămâni fără Megaspor Biotics, sigur că e mai bine cu el decât fără el, dar în genere a fost o experiență extraordinară care mi-a schimbat viziunea. Deci, practic, am învățat și experimentând cu Megaspor Biotics. Ulterior, sigur, da, te rog. Nu, zic că încet, încet mulțumesc de insight, de feedback. Ce vreau să te întreb acum, înainte de final, că ne apropiem de finalul podcastului, mulțumindu-ți încă o dată de faptul că ai acceptat invitația, spune-mi, te rog, în concepția ta, ce ar trebui să facem să popularizăm mai mult lucrurile legate de microbiotă și de sănătatea intestinală, și profesional și, mă rog, la nivelul masei mari de pacienți sau, mă rog. Cred că la nivel profesional, va trebui să implicăm în această decizie terapeutică nu doar gastroenterologii, ci și toți cei care au de a face cu reverberațiile și implicațiile patologiei legate de microbiotă. Mă refer de la îngrijirea de bază, medici de familie, până la medici care sunt implicați în managementul pacienților cu patologie autoimune, mă refer la dermatologi, reumatologi, de ce nu nefrologi, de ce nu cardiologi și evident nutriționiști. Deci practic trebuie să ne ocupăm de promovarea, dacă vrei, a patologiei astea noastre. Așa și infecționiștii și ginecologii. Absolut. Și infecționiști și ginecologi, așa este. Deci trebuie să ne cumva să facem un pic de lobby pentru patologia legată de microbiotă, pentru ca lumea să înțeleagă cât de importantă este manipularea microbiotei. Asta cred eu că e foarte important. Gastroenterologii abia încep să o înțeleagă, deci va trebui să ne grăbim să o înțelegem și să o popularizăm și colegilor noștri. Iar în ceea ce îi privește pe pacienți, cred că, uite, și ideea noastră de astăzi și întâlnirea de astăzi și multe întâlniri care ar trebui să se întâmple pe tema asta, în care să le vorbim pacienților noștri pe înțelesul lor, trebuie să le explicăm pacienților cu cuvintele lor ce înseamnă microbiotă, care sunt implicațiile acesteia asupra sănătății și în felul ăsta pacienții spun sincer, au venit la mine, au experimentat singuri uneori tratament probiotic și le-a mers bine. Am avut pacienți pe care i-am tratat acum un an, doi cu Megaspor Biotics, a revenit simptomele, au luat singur Megaspor Biotics, s-au făcut bine singuri. Deci își dau seama că au o resursă de încredere și durabilă. Ceea ce zic eu foarte important. Deci cred eu că suntem pe drumul cel bun. Cred că faci un lucru extraordinar promovând acest pachet de probiotice, nu doar Megaspor Biotics, ci și U58 și Restoflora. Cred că ar trebui să ne vedem încă o dată să vorbim și despre ele mai în detaliu, pentru că sigur, au niște efecte extraordinare. Deci eu am reușit să tratez niște lucruri pe care nu reușisem să le tratez de fel până acum, așa încât zic eu că suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să muncim la nivel de promovare, atât între medici cât și pentru pacienți. Corect, corect. Îți mulțumesc încă o dată, suntem aproape la final. Îmi doresc să repetăm discuția pe altă temă, într-un viitor previzibil. Mulțumesc și eu și salut pe toți cei care ne-au urmărit. Mulțumesc tare mult, Adi. Mulțumesc, Gheorghe.